Excentricul în doi se întoarce în România ca antrenor. Senegalezul a jucat la Dinamo, dar acceptă să o antreneze pe FCSB. Doie are 44 de ani și a luat licența de antrenor și vine în România ca să-și găsească echipă. Vrea să înceapă de jos, de la juniori. Eu cred că nu e problemă să găsesc un echipă de copii acolo. Am lucrat de 2 ani și ceva de zile pentru licență. Doie nu exclude să lucreze cu Becali la FCSB. De ce nu, dacă vrei? Fiecare zi mă uit la televizor. L-am văzut supărat, meci trecut. Acum 7 ani, Doie a luat Supercupa cu Târgu Mureș și s-a luptat pentru titlul cu FCSB până în ultima etapă. Anul acesta pariază pe CFR. Crezi că retrogradează Dinamo? Nu cred. Băieții știi să joc cu presiuni. Excentricul Ndoye și-a vopsit părul în roșu și albastru. E până, l-am lăsat de un an și ceva, dar nu le las așa când vin în România, le dai jos. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.